Deocamdată sunt la Pitești, nu știu ce se va întâmpla din vară, dacă voi avea vreo ofertă din altă parte, dar important este că eu sunt la Pitești acum, am făcut o treabă bună aici cu ajutorul băieților, cu staff-ul, cu conducerea clubului și asta este lucrul cel mai important. Deocamdată nu mă gândesc la ceea ce voi face din vară, pentru că eu mă gândesc doar la Pitești în acest moment, pentru că am o strategie pentru anul următor, vom vedea dacă cei din conducere vor reuși să facă bugetul pe care eu l-am propus pentru Liga a doua. Indiferent de decizia pe care o va lua în nume personal, Dică speră ca echipa din Trivale să revină la titulatura de FC Argeș. Mă bucur că am reușit această promovare în primul an al meu ca antrenor principal. La al doua întrebare pot să spun că mi-aș dori din suflet acest lucru, pentru că FC Argeș este clubul emblematic al orașului. S-au făcut performanțe cu acest club și mi-aș dori enorm de mult ca primăria să reușească să ia numele de FC Argeș, palmaresul și tot ceea ce ține de acest club.